Tatăl nostru, care locuiești în ceruri, mulțumim pentru prezența Ta, mulțumim pentru sabat, mulțumim pentru atmosfera plăcută, pentru împreună simțire de aici, pentru școala de sabat, mulțumim, Doamne, pentru bunătatea fraților în mijlocul lor în care suntem și Te rugăm, Doamne Iisuse, să-i binecuvânți cu har, pace și cu prezența Ta și cu mântuire. Doamne, Te rugăm pentru aceste momente, Duhul Sfânt să însuflețească cuvântul Tău pe Cel care va prezenta și inimile noastre schimbate și transformate, Doamne, să laude și să preamărească numele Tău. Deci îți mulțumim, Te slăvim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. În 2 Împărați 5 cu 18 și 19, Naaman îi cere profetului Elisei îngăduința de a se închina în casa lui Rimon, iar răspunsul profetului, du-te în pace, este dificil de înțeles. Unii ar putea înțelege reacția omului lui Dumnezeu ca fiind compromis lamentabil. Oare să nu fi fost suficient de curajos profetul pentru a-l înfrunta pe Naaman? Avea Elisei interese financiare? Nu. Înțelegerea și practicarea adevărului reprezintă un proces. Caracterul se schimbă cel mai greu în viața unui om. În lucrarea cu tinerii și copiii este nevoie de această perspectivă. Răbdarea trebuie îmbinată cu perseverența, îngăduința, cu fermitatea și bunătatea, cu hotărârea. Acest echilibru este esențial în câștigarea copiilor și a tinerilor pentru Dumnezeu. Astăzi, la momentul închinării, prin zecim și daruri, gândește-te că poți fi parte activă în susținerea activității copiilor și tinerilor în procesul clădirii caracterelor lor și a transformărilor în ucenici al lui Iisus. Colecta de astăzi este destinată bugetului misiunii pentru tineret. Rugăm diaconia să strângă darurile și zecimile. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că ne-am adunat cu toții cu bine aici. Îți mulțumim că avem posibilitatea de a sprijini proiectele Tale și Te rugăm, ajută-ne să putem da în continuare și celor ce nu au. În numele Lui Iisus Te-am rugat. Amin.
Înainte de a asculta cuvântul Scripturii, aduc la cunoștință comunității Nazna. Mâine, în acest loc, va avea o cununie religioasă. M-aș bucura dacă mirii sunt în sală să se ridice în picioare, să-i cunoaștem. Da, vedeți? Mâine la orele 2, comunitatea Nazna are bucuria ca acești doi tineri să facă legământul căsătoriei. În mod deosebit, cei care suntem localnici, nu ezitați, dacă aveți toate posibilitățile, să faceți timp să fiți la cununia lor religioasă. Vă mulțumim că ați ales biserica noastră pentru acest eveniment. Da. Da. Ați auzit vocea părinților acestor tineri. În același timp, puteți ocupa loc, în același timp aduc la cunoștință bisericii, peste 2 săptămâni, primul sabat din aprilie, vom avea împărtășirea cu simbolurile sfinte ale Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. După masă avem adunare de strângere de daruri pentru cei nevoiași. Să fiți pregătiți pentru acest lucru. Și un ultim anunț, a început înscrierile pentru școala Omega. Cei care au copii pentru grădinițe, clasa 0, clasa 1, nu ezitați ca să faceți lucrul acesta. Înainte de a asculta, îl invit pe Emi aici să cântăm o cântare. Florin spunea chiar 2 și apoi să ascultăm. Pacea Domnului! Vă invit să cântăm împreună una-două imnuri, dacă aveți o preferință în această dimineață. Mulțumim! Haideți să cântăm împreună imnul 434. Când Dumnezeu te cheamă în lucrare. Când Dumnezeu te cheamă în lucrare, nu zăbovi căci timpul este scurt. Mai e vreun suflet scump în așteptare, sunt uși la care încă n-ai bătut. Te ajută Domnul să vezi cărarea, pe urma Lui de mergi oricând voios. Tu urcă munții și străbate marea, fii mesagerul păcii lui Hristos. Semănător de dragoste cerească, împarte adevărul lor și cui, de nu poți face griul să încolțească, fă-ți datoria, restul-i lasă-i lui. Te ajută Domnul să vezi cărarea, pe urma lui de mergi oricând voios. Tu urcă munții și străbate marea, fii mesagerul păcii lui Hristos. Lui Dumnezeu slujește cu răbdare, păstrează ochii lui inimii deschiși. Slujirea e favoarea cea mai mare și bucurie
ieșirea de la secerii. Te ajută Domnul să vezi cărarea pe urma lui de mergi oricând voios. Tu urcă munții și străbate marea, fii mesagerul păcii lui Hristos. Mulțumim fratelui Simi pentru această piesă plină de energie. Dacă mai aveți un imn pe care doriți să-l cântăm în această dimineață, 21? 91. Mulțumim. Haideți să cântăm împreună imnul 91. Vă spun și eu bun venit tuturor musafirilor, tuturor membrilor și vizitatorilor care în această dimineață au ales să fie prezenți în biserica noastră, în biserica Nasna. Fiți așadar bineveniți și Dumnezeu să ne dea o oră binecuvântată împreună.
Pentru astăzi am ales un subiect la care m-am gândit de ceva timp și aș începe prin câteva întrebări, poate retorice, poate la unele la care aștept un răspuns. V-ați întrebat oare vreodată de ce Dumnezeu alege într-un anumit fel? Cu siguranță v-ați întrebat. De ce a ales un anumit popor în detrimentul celuilalt? De ce a ales un împărat sau un conducător în detrimentul celuilalt? De ce a lăsat anumite vremuri grele sau mai ușoare? Cred că sunt întrebări care sunt în mintea și pe buzele fiecărui om de pe pământ. La acest moment, în lume sunt în discuții foarte multe teritorii. Dacă privim mai atent, teritoriile la acest moment încep să se rediscute. Putem spune că trăim într-o lume revizionistă, într-o lume în care vrea să-și revadă vechile teritorii, să le regândească, să le redobândească. Și oarecum în acest context am încercat să găsesc un subiect din Biblie și m-am întrebat, așa cum cred că ne întrebăm fiecare legat de mersul istoriei, legat de mersul vremurilor, m-am dus un pic în timp, câteva mii de ani, și m-am întrebat de ce teritoriul Canaanului? De ce acea bucățică mică de teren și nu altă parte? De ce Canaanul și nu altă țară? Și aș vrea să răspundem asta sau să găsim răspunsurile, am găsit trei răspunsuri, dar răspunsuri pe care le dă Dumnezeu, desigur, în Scriptură. Repet, tema de astăzi, de ce Canaanul și nu altă țară? Aș propune de aceea să începem cu un text din Ezechiel 20:6 și așa cum am spus, să lăsăm pe Dumnezeu să răspundă la această întrebare. Ezechiel 20:6 încearcă să răspundă la această întrebare, sau este un prim răspuns la această întrebare. În ziua aceea mi-am ridicat mâna spre ei ca să-i duc din țara Egiptului într-o țară pe care o căutasem pentru ei, țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările. Și aș pune un accent pe această sintagmă, pe acest grup de cuvinte, cea mai frumoasă dintre toate țările. Poate ați vizitat mulți Israelul, cu siguranță ați luat contact cu această țară, mulți dintre dumneavoastră, dar poate doar câțiva dintre cei care au vizitat această țară ar descrie-o ca fiind cea mai frumoasă dintre toate țările. Multe locuri din lume oferă priveliști mult mai frumoase decât Canaanul, vechiul Canaan. Și dacă am vizitat mult dintre noi Alpii sau fiordurile norvegiene, vom spune că țara lui Israel, țara Canaanului, nu este chiar atât de frumoasă pe cum alte peisaje din lume. Și totuși, țara lui Israel, Canaanul, Dumnezeul definește ca fiind cea mai frumoasă dintre toate țările. Țara lui Israel, dacă este cea mai frumoasă, înseamnă că nu permite niciun termen de comparație și, repet, Dumnezeu este cel care o definește astfel. Îmi spunea un prieten din Israel faptul că cei care trec acolo și vizitează o săptămână sau două nu-și pot da seama de ceea ce înseamnă cu adevărat Canaanul, vechiul Canaan sau Israelul. Dacă treci ca turist, îmi spunea acea persoană, nu poți să realizezi ce înseamnă cu adevărat Israelul. Trebuie să trăiești acolo ani îndelungați ca să înțelegi ce înseamnă cu adevărat acel teritoriu. Există ceva în Canaan, a existat și există ceva acolo, care nu poate fi spus în cuvinte, doar un localnic, doar cineva de acolo poate să definească cu adevărat. Dacă trecem puțin la ceea ce poate defini această țară ca fiind cea mai frumoasă, vom observa că există un munte care are o înălțime, sau înălțimea maximă a muntelui este de 2840 de metri, dar există în schimb o mare varietate a peisajului. Relieful de acolo, din
Canaan și mai nou în acea fâșie de loc, în acel teritoriu de lume, varietatea de relief dă țării o singularitate aparte. Influențează totul în acea zonă, este un pământ al contrastelor, este un pământ al extremelor. Întâlnești în acea bucată mică de teritoriu luminozitate orbitoare, întâlnești întuneric de smoală, uscăciune totală, combinată cu fertilitate totală, căldură ucigătoare, frig pătrunzător, flori și în aceeași măsură spini. Caracteristicile Canaanului sunt date, caracteristice geografice sunt date de zona în care se află, și anume este situată între Marea Mediterană și este amplasată în zona de întretăiere a drumurilor dintre trei continente. Practic se află la întretăierea, la întâlnirea dintre Africa, Asia și Europa. De ce era cu adevărat important Israelul, Canaanul, încă de pe atunci? Pentru că trei drumuri dintre marile drumuri ale Antichității treceau pe acolo și Isaia, în capitolul 9, descrie un astfel de drum. Nu mai intru acum. Unul dintre ele se numea drumul mării, celălalt drumul împăratului și așa mai departe. Astfel că teritoriul Canaanului, în acea perioadă și nu numai, devenise miza a nenumărate campanii militare și bătălii istorice. Având Oceanul Indian la sud, care pătrunde până aproape în teritoriul lui prin două golfuri, iar Marea Mediterană la vest, este așezat de asemenea și la confluența a trei deșerturi, respectiv deșertul Siriei, Arabic și Sahara, iar toți acești factori pe care i-am numerat până acum fac ca Israelul să se afle într-o poziție unică din punct de vedere al climei, al solului, al florei și al faunei. Anotimpul ploios făcea din Canaan și în această perioadă un paradis al florilor, iar Dumnezeu descrie această țară ca fiind cu adevărat țara în care curge lapte și miere. Pentru a mai descrie de ce este atât de frumoasă, practic Dumnezeu o descrie ca fiind atât de frumoasă această țară, se spune că nicio altă țară, raportat la un teritoriu atât de mic, nu are o bogăție mai mare de plante și de flori pe un astfel de teritoriu. Există acolo vulturi, barză, rândunică, vrabie, peste 450 de soiuri de păsări, precum și alte viețuitoare, leopard, pisică sălbatică, gazelă, capră sălbatică, hienă, lupul, 5 specii de albine, 13 specii de scorpion, 18 specii de reptile, 35 de specii de șerpi și descrierea poate continua. Aceasta pentru a întregi tabloul celei mai frumoase zone, așa cum spune Dumnezeu. Cei care sunt obișnuiți cu scufundările știu că acolo, în golful de lângă Israel, există un recif de coral printre cele mai frumoase din lume. Lumea subacvatică este de asemenea extraordinară. Adăugați la descrierea de până acum munții de granit din Sinai sau Valea Iordanului, care este cel mai jos punct de pe pământ, și încet, încet ne dăm seama de ceea ce înseamnă acest teritoriu. Dumnezeu a descris-o ca fiind cea mai frumoasă dintre toate țările de pe pământ, așa cum ne spune Ezechiel, capitolul 20. Dar nu doar că este cea mai frumoasă. Cei care cunosc limba ebraică spun că termenul folosit aici în Ezechiel, de frumos, frumoasă, nu se referă strict doar la frumusețea exterioară, ci mai înseamnă, pe lângă frumusețe, onoare și slavă. Așadar, teritoriul pe care Dumnezeu l-a promis, teritoriul pe care Dumnezeu l-a dat și l-a descris ca fiind cel mai frumos, este plin de frumusețe, de onoare și de slavă. Mă opresc aici cu descrierea geografică, fiindcă ar fi foarte multe lucruri de spus, dar dacă veți fi interesați să vedeți ce înseamnă Israelul din punct de vedere geografic și din punct de vedere al bogăților, îi veți da dreptate lui Dumnezeu că este cea mai frumoasă dintre toate țările. Pe măsură ce explorezi această zonă, îți vei da seama cât de adevărate
sunt cuvintele lui Dumnezeu spuse în Biblie prin prorocul Ezechiel. A fost un prim răspuns la întrebarea de ce Canaanul, pentru că este cea mai frumoasă țară. Propun să dăm un al doilea răspuns, de ce Canaanul, de ce această zonă, și să citim câteva texte foarte rapid, să trecem prin ele. Levitic 25 cu 23. Pământurile să nu se vândă aici, căci este țara mea. Sau Isaia 14 cu 25. Voi zdrobi pe asirian în țara mea. Sau Ioel 2 cu 18. Țara a fost plină de râvnă, Domnul a fost plin de râvnă pentru țara lui. Sau Psalm 85 cu 1 spune că tu ai fost binevoitor cu țara ta, Doamne. Iar Deuteronom 11 cu 11 și 12 este o descriere extraordinară pe care nu mai citesc, care descrie modul în care Dumnezeu își manifestă grija și afecțiunea pentru acest teritoriu. Care este al doilea răspuns? De ce Canaanul? Pentru că este țara Domnului. Veți spune, întregul pământ este al Domnului și aveți dreptate. Faptul că este țara Domnului nu diminuează cu nimic faptul că întregul pământ îi aparține. De ce e Canaanul? Pentru că este țara Domnului. Este țara Bibliei, țara în care scriitorii Bibliei, țara din care scriitorii Bibliei s-au inspirat. Țara Domnului este țara în care patriarhii Avram, Isaac și Iacov au început drumul lor. Țara Domnului, cea mai frumoasă dintre țări, este cea pe care El a promis-o urmașilor patriarhilor. Țara Domnului este țara care și astăzi păstrează încă locuri pe care le știm din Biblie, Sihem, Betel, Hebron, Berșeba și așa mai departe. Țara Domnului cea mai frumoasă este sau a fost țara lui Moise și a Iosua, a minunilor făcute pentru Israel. Aici, în țara Domnului, în cea mai frumoasă, Iordanul s-a despicat, aici Ierihonul s-a prăbușit, aici, la Gabaon, soarele s-a oprit. Aici, în țara Domnului cea mai frumoasă, au domnit David, Solomon, Ezechia sau Iosia. Aici au compus David, Asaf și Core. Aici a fost țara profeților Ilie, Isaia și Osea. Și nu în ultimul rând, pentru această țară s-a plâns atunci când exilații au fost duși în Babilon. Dacă vreți, această țară a Domnului a fost martora mesajului lui Ioan Botezătorul și nu în ultimul rând a fost țara lui Iisus atunci când a venit pe pământ. Dacă treci acum prin Israel, nu ai cum să nu vezi Betleemul, Nazaretul sau Capernaumul. Și acum îți aduce aminte sau ne putem aduce aminte despre faptul că Iisus a vorbit în țara Lui, despre crini, despre păsări, despre munți, despre anotimpuri, despre plante, despre flori și despre multe alte lucruri pe care le găsim în Evanghelie. Aici, în țara Domnului, în cea mai frumoasă dintre țări, cuvântul s-a făcut trup, orbii au văzut, surzii au început să audă, muții au vorbit, șchiopii au început să meargă, leproșii au devenit curați și morții au înviat. Aici, în țara Domnului, cea mai frumoasă dintre țări, a avut loc schimbarea la față. Aici a fost rostită predica de pe muntele fericirilor, aici au fost hrăniți 5.000 de oameni cu două pâini, aici a fost oprită furtuna de pe mare, aici a fost răstignit, aici a înviat și în ultimul rând, Zaharia 14 cu 4 spune ceva foarte interesant că se va întâmpla în țara Domnului. Și propun să citim acest text, Zaharia 14 cu 4, text care poate ne scapă, dar este foarte important în acest context. Text pe care îl cunoașteți cu siguranță,
Zaharia 14:4. În țara Domnului, cea mai frumoasă dintre țări, spune Zaharia, picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Ce se va mai întâmpla aici, în țara lui? Aici se va întoarce din nou pe pământ. Multe țări se pot lăuda cu bogății, cu resurse naturale, cu putere militară, cu o cultură sofisticată, dar niciuna dintre țări nu poate spune ceea ce poate spune Canaanul. Niciuna nu este țara Domnului. Doar despre Canaan s-a spus că este țara Domnului. Am dat două răspunsuri. De ce Canaanul? Primul răspuns care a fost, pentru că este cea mai frumoasă. Al doilea răspuns, pentru că este țara lui. Și propun să încheiem cu al treilea răspuns. De ce Canaanul? Pentru că a făcut obiectul unei făgăduințe divine speciale. Și sunt câteva texte care susțin ceea ce spun. Al treilea răspuns, de ce Canaanul? Pentru că a fost promis, acest teritoriu al Canaanului a fost promis pentru totdeauna. Geneza 13, începând cu versetul 14, Dumnezeu îi spune lui Avram: ridică-ți ochii și din locul în care ești privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ți-o dau ție și seminței tale în veac. Această promisiune cu privire la teritoriu a fost repetată în Geneza 17, tot lui Avram. Ție și seminței tale, în Geneza 17, cu 7 și 8, ție și seminței tale, după tine, îți voi da țara în care locuiești acum ca străin. De ce Canaanul? Pentru că promisiunile cu privire la acest teritoriu au continuat și în persoana lui Isaac. Lui Isaac i-a spus astfel în Geneza 26, toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminței tale și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avraam. Celui de-al treilea patriar și lui Iacov i s-a făcut aceeași promisiune cu privire la această țară. Geneza 35:12, ție îți voi da țara pe care am dat-o lui Avraam și lui Isaac și voi da țara aceasta seminței tale după tine. Lui Moise i s-a spus lucrul acesta. Lui Moise a fost promisă. Intrați și luați în stăpânire țara pe care Domnul a jurat-o părinților voștri. Iar psalmistul, ca să încununăm aceste promisiuni, rezumă în psalmul 105, începând cu versetul 7, poate întreaga situație cu privire la promisiunea Domnului. Psalmul 105, începând cu versetul 7. Domnul este Dumnezeul nostru. Judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul. El își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru 1000 de neamuri de om, de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veșnic pentru Israel, zicând: ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire care v-a căzut la sorți. De ce Canaanul? Pentru că a fost promisă lui Avraam, lui Isaac, lui Iacov, lui Moise. A fost de asemenea promisă prinșilor de război care erau în Babilon. Ieremia 30:2-3. Îi voi aduce înapoi pe prinșii de război în țara pe care am dat-o părinților lor și o vor stăpâni. Copiii tăi se vor întoarce de acolo, din exil, în ținutul lor. Și Ezechiel 20:42 spune: vă voi aduce înapoi în țara lui Israel, în țara pe care o jurasem că o voi da părinților voștri. De ce Canaanul? De ce această țară? De ce acest teritoriu? De ce această zonă? Pentru că a fost și se pare că este cea mai frumoasă. Pentru că a fost țara Domnului și al treilea răspuns, pentru că
A fost promisă, iar ceea ce promite Dumnezeu nu se schimbă niciodată. De ce Canaanul? Sau de ce a fost atât de iubit acest teritoriu? Pentru că aș concluziona cu următorul lucru. Atât de mult a fost iubită inclusiv de Dumnezeu acest teritoriu, încât teritoriului ceresc i-a dat aceeași denumire. Ierusalimul ceresc și Canaanul ceresc. Atât de mult a ținut la acest teritoriu, încât împărăția lui se va numi Canaanul ceresc. Comparați tot ceea ce am spus, aceste răspunsuri, cu Canaanul ceresc. Cea mai frumoasă țară, țara care îi aparține lui și țara pe care vă promite tuturor și ne-o promite tuturor. Fiecare să avem parte de acest teritoriu, de această țară. Amin.
Pentru închiderea timpului de închinare petrecut în acest loc, vom cânta cântarea numărul 34, spre cel din slăvi. Și după cântare îl invit pe fratele Daniel Glodeanu ca să spună rugăciune. Tată bun din ceruri, la sfârșitul acestei ocazii de închinare, exprimăm și prin rugăciunea noastră ce mare ești.
Îți mulțumim, Doamne, pentru purtarea de grijă, îți mulțumim pentru oaza aceasta de sabat și pentru locul acesta unde ne-am putut închina împreună cu Tine și prin prezența Ta. Dorim, Doamne, să ne ajuți ca această speranță a intrării în Canaanul Ceresc să fie o realitate trăită de noi zi de zi. Îți mulțumim că nu există prieten mai bun pentru noi pe pământul acesta decât Domnul Hristos. Și îți mulțumim pentru că a venit pentru fiecare dintre noi și s-a jertfit. Ajută-ne să credem promisiunea Lui că s-a dus să ne pregătească un Canaan ceresc. Și ajută-ne, Doamne, ca să subordonăm toată viața noastră acestui obiectiv, întâlnirea cu Mântuitorul nostru. Fie lăudat și proslăvit numele Tău. Amin. Înainte de a ne despărți, aduc la cunoștință bisericii noastre locale că în seara aceasta va continua prelegerile pe care le ține fratele Aldea. Deci vă invit cu mare drag ca la orele 7 să fiți prezenți în acest loc, prin care fratele Aldea ține aceste prelegeri despre civilizație și credință. Înainte de a ne despărți, așa cum stăm, să cântăm cântarea numărul 13. Domnul e bun!